Găsit la Autocorect, un podcast despre discriminare și conștientizare, conștientizarea discriminării și discriminarea conștientizării. Așa. Așa. Eu sunt Ștefania Cotei, doctorand într-un program interdisciplinar de la Universitatea din California, Santa Cruz, Istoria Conștiinței. Iar eu sunt Marius Vintilă, sunt din mass media și în ultimii 3-4 ani sunt extrem de preocupat de subiecte în ceea ce privește conștientizarea discriminării. Invitata noastră de astăzi este Delia Grigore, care este lector doctor la secția de romanii din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine de la Universitatea București și de asemenea care activează la Centrul de Cultură a Romilor Amare Romența de peste 25 de ani, activistă în domeniu, poetă și spunem bun venit în seara asta și vă mulțumim foarte, îți mulțumim foarte mult, Delia, că ne însoțești. Miștoara Clemtumen, vă spun și eu. Bine v-am găsit în Romanii. Miștoara Clemtumen, bun. Și voi faceți bucuria de a discuta un subiect dificil, dar foarte important pentru noi. Da. Astăzi o să vorbim despre rasism și mie îmi place foarte mult să mă gândesc așa în termeni mai mari și eu am învățat despre rasism în America, așa că o să încep cu o întrebare care are legătură cu un autor popular aici, se numește Ta-Nehisi Coates. Și el vorbește despre cum rasismul de fapt este tatăl rasei, deci rasismul a dat naștere rasei. Ești de acord cu asta? Ce crezi despre conceptul lui Ta-Nehisi Coates? Da, e un cerc vicios. Ideea de rasă a fost creată pentru a justifica diferențele, diferențierile, discriminările. Da, domnule, există atât de mari diferențe între oameni încât sunt rase diferite. Și au justificat științific atât cât s-a putut, nefiind de fapt științific, demonstrându-se apoi clar și chiar atunci demonstrându-se că nu există de fapt rase umane. Așa cum există, știu eu, rase la alte ființe diferite, rase de câini, de pisici, de vaci, de alte ființe. Deci nu, rasa nu există, rasismul a fost cel care a provocat această diferențiere și sigur apoi s-a și bazat, de aceea am spus că e un cerc vicios, s-a și bazat pe definiția de rasă. Rasa noastră albă, rasa noastră e superioară celorlalte pentru că a colonizat, pentru că a stăpânit, a cucerit, a făcut războaie, a fost mai bogată, a devenit mai bogată de cele mai multe ori prin gesturi imorale, prin a călca în picioare culturi, popoare, țări, identități. Deci da, cred că are dreptate. Și cred că de aici trebuie să pornim discuția noastră, chiar de aici. De ce e important să vorbim despre în România despre sclavie acum, mai ales în acest moment? Cum afectează sclavia de acum 150 de ani societatea de azi? Este fundamental să vorbim în România despre sclavie pentru că nu se știe aproape nimic. În spațiul public, atunci când aducem termenul de sclavie, ne referim la sclavia afroamericanilor, eventual pentru cei cititori de Biblie, la sclavia evreilor în Egiptul Antic. Nici gând nu apare în spațiul public, în mentalul colectiv românesc, nici rom, nici nicăieri, ideea de sclavia, și mai apare, am uitat să spun, sclavia din antichitate. Deci sclavia antică din Imperiul Roman și așa mai departe. Nici gând nu apare absolut deloc sclavia recentă a romilor, care au fost sclavi cu acte, cu documente, adică sclavia era legiferată în Evul Mediu și nu numai în Evul Mediu, că s-a terminat la 1856, deci iată acum 166 de ani doar. E foarte puțin, 166 de ani înseamnă cam două generații, dacă le considerăm la 70-80 de ani. Deci e posibil ca să trăiască astăzi romi de-ai noștri care să fi avut stră
străbunici sclavi. Deci este foarte, foarte recent. Și nu se știe nimic. Deci e important să vorbim pentru că nu se știe nimic, nu se vorbește deloc, nu se conștientizează absolut deloc această situație gravă, care a durat enorm, peste 500 de ani, peste jumătate de mileniu și care a fost recentă și care a lăsat consecințe uriașe în mentalul colectiv rom și românesc. Adică stigmatul internalizat etnic al romilor, stima de sine prăbușită, ideea că ce suntem noi, niște țigani, întărită de societate, de societatea contemporană, care continuă discriminările, continuă rasismul, chiar și neconștientizat, provine din sclavie acest stigmat și este întărit de situația actuală. Iar în mentalul colectiv românesc nu se știe de ce romii sunt doar niște țigani, de ce romii sunt la marginea societății, de ce romii chiar și sunt și plasați rezidențial în margine, în marginea satelor, orașelor, cimitirele la fel ale romilor. Nimeni nu are nicio explicație, așa sunt țiganii și atât. Deci nu se discută deloc despre rădăcinile profunde, istorice ale acestei situații și de aceea este fundamental să vorbim astăzi, acum, mult, mult, mult în spațiul public despre sclavia romilor în România, să vorbim în România, să vorbim în Europa, să vorbim în lume, să se scrie în manuale, să apară peste tot, să se facă așa o promovare foarte puternică a memoriei și a consecințelor acestui fenomen istoric extrem de lung și recent. Deci vedem clar o legătură dintre între sistemul care menține rasismul despre care am vorbit cu în prima întrebare, nu, cu Teana Hisicoți și sclavie și cât de mult sunt legate unul de celălalt și cum faptul că nu conștientizăm sclavia, că nu se vorbește despre ea, înseamnă că nu conștientizăm nici rasismul cu care este asociată. Și de ce crezi că nu educă guvernul populația în legătură cu asta sau statul? De ce nu învățăm despre asta în sistemul public școlar? Este îngrozitor, pentru că vorbim istorici cu importanți istorici. În afară de 1, 2 și număr pe degetele nici măcar de la două mâini, ci doar de la o mână, 1, 2 istorici români valoroși care s-au preocupat și care au scris cărți și care au studiat și sclavia și Holocaustul și problematica romilor, tot restul de istorici din Academia Română, de peste tot, oameni de știință, oameni de asemenea valoroși, nu doresc, refuză, neagă ideea de sclavie. Deci am vorbit cu câțiva care chiar unim sunt și prieteni. Deci aproape să mă cert, care spuneau, da, a existat o formă de dependență a tuturor. Deci ei generalizează și spun, domne, evul mediu ăsta întunecat a preluat de la Imperiul Otoman, deci dau vina pe Imperiul Otoman, forme diverse de dependență. România, vecinia, iubăgia, dar și sclavia, așa zisă, că nu, ei nu recunosc că e sclavie, o altă formă de dependență. Toată lumea era dependentă atunci de marii latifundiari, de marii boieri, de toți bogații care aveau pământul. Nu, și obagul, și țiganul erau la fel. Adevărații istorici, cei care au studiat problema, știu foarte bine că era o diferență fundamentală între cele două statute sociale, pentru că una era o dependență economică, aceea iobagul, și cealaltă era o dependență personală. Deci puteai fi vândut ca persoană, cumpărat, ca un bun mișcător, așa se și numea în lege, bun mișcător, sclavul rom. Pe când dincolo era vorba de tot de ceva grav, eu nu zic că era bine, era foarte rău, dependența economică în care iobagul nu avea nimic și muncea pe pământul boierului și acela într-adevăr îl putea și pedepsi, și pe el îl pedepsea, și pe el îl bătea, îl schingiuia, pentru că până la urmă lucra și trăia pe pământul lui, dar nu îl putea totuși vinde personal. Dacă fugea prin păduri, și fugea uneori, fugea prin păduri. Pe țigan, țigan însemnând clar sclav, ăsta era termenul, a țigan și apoi țigan a însemnat clar în perioada aceea sclav, ăsta era cuvântul folosit mai târziu. Legal. Legal, scris în documente peste tot. Pe țigan, dacă îl prindeau,
îl luau ca și cum era obiectul lor, îl luau înapoi, cum era și sclavul afroamerican, la fel, adică n-a fost nicio deosebire. Se insistă în lumea istoricilor români pe ideea că e o mare deosebire între sclavia romilor și cea afroamericanilor, că cea a romilor nu e sclavie, ci e o formă de dependență asemănătoare cu iobăgia. Deci se insistă pe falsuri istorice, se insistă pe termenul de robie, tocmai pentru a diminua ideea de sclavie, deși pașoptiștii care au luptat pentru abolirea sclaviei au folosit cuvântul sclăvie, ca să fie clar pentru toată lumea, și cuvântul robie era doar un cuvânt sinonim provenit din limba slavă și însemna același lucru, rob sau sclav. Ei, insistă domnii noștri istorici că nu era chiar același lucru, că nu, că stai, că robie era un pic mai bine, adică fac tot posibilul ca să nu se recunoască ideea de sclavagism. Pot să te întrerup un pic și să te întreb. Care este reacția ta personală în momentul în care vorbești cu o persoană pe care o cunoști, care este amic cu tine sau prieten cu tine și despre care știi că aproape sigur că este conștient sau conștientă de faptul că romii au fost sclavi și totuși nu recunoaște asta în fața ta? Care este reacția ta? Mie mi-ar fi îngrozitor de greu, cred. Eu de obicei nu sunt convinsă de faptul că el e conștient. Deci, de obicei, la cei care sunt prieteni apropiați, așa, să zicem, prieteni, cunoștințe, amici, am impresia că sunt inconștienți. Deci, eu merg pe ideea că nu conștientizează. Că atât de mult au fost îndoctrinați de cărțile lor citite, de profesorilor la rândul lor, încât știi ce fac? Le trimit cărți. Deci le dau cărți cadou, cărți despre sclavia romilor făcute de istorici, de obicei romi, dar și neromi. Le prezint documente, le prezint dovezi și aștept reacții. Reacțiile de obicei, nu știu, nu sunt prea așa și așa, în sfârșit, da, poate că e chiar așa, dar, mă rog, în general nu, mă îndepărtez de acești oameni, în general, le mai trimit cărți, îi mai invit la evenimente, îi mai informez și rămân așa. Nu, nu e numai vina lor, este vina întregii societăți, pentru că odată ce nu se predă la școală și nu se învață așa cum trebuie istoria corectă a romilor din România și a României până la urmă, da, România a fost stat sclavagist, e dur, dar asta e realitatea, până la 1856. Despre ce vorbim? Așa cum Anglia este încă stat colonialist. Deci mă scuzați, îmi veni ideea acum brusc, făcând unele legături. Nu, Da? te susținem. Da, Asta e bineînțeles. realitatea. Chiar Asta e voiam realitatea. să te și întreb în legătură cu... Okay, a fost evenimentul ăsta cu moartea reginei care a fost, mă rog, a dat foc unor... A aprins unele chestii mai vechi, da. Și chiar voiam să te întreb, da, uite că ne-ai luat înainte. Da, sunt niște realități istorice pe care, dincolo de simpatii personale pentru un personaj istoric sau altul, realitatea e că România, prin țările române, urmașa fiind România, pe atunci nu era România, țările române au fost sclavagiste până în 1856, Marea Britanie este stat colonialist, Da. așa mai, deci cu care exploate și tot ce ține, de aici putem studia ce înseamnă asta, adică cu tot ce ține de exploatare feroce, de tot, absolut tot, deci nu, e foarte simplu, știm despre ce este vorba, numai că nu conștientizăm și nu spunem public în România. Deci dacă în Statele Unite se discută foarte mult și există muzeul al sclaviei și așa mai departe și există un discurs public și afroamericanii, dar nu numai, și albi au apărut foarte mult în față cu acest discurs, în România acesta este total inexistent, adică trăim într-o bulă, într-o groază. Deci noi facem acum, într-o groază a necunoașterii, a ignoranței, noi facem acum un proiect, asociația mea Mare Romanța, împreună cu universitate din Suedia și împreună cu Harvard, iată, cu o colegă de-a noastră care este la Harvard, profesoară, o colegă romă din România, un proiect Memorobia se numește. Nu-i fac reclamă, că abia l-am început și avem în față încă câțiva ani de cercetări și de diseminare a rezultatelor. El ține până în 2025, nu este finanțat de România, iată, deci numai noi suntem parteneri acolo din România. Și vom face asta, să vedem care e memoria sclaviei.
Care este impactul? Ce trebuie făcut? Vom vorbi cu oameni din toate categoriile, profesori, autorități locale, centrale, Ministerul Educației, tot. Și deci vom arăta ceea ce de fapt eu știu dinainte ce o să demonstrăm, că e nenorocire, că e dezastru, că avem un gol uriaș în mentalul colectiv, un gol, e ca și cum ai avea un blank, ca și cum ai fi uitat sau ai fi vrut să uiți o perioadă mare. 500 de ani. Până la 500 de ani. Deci trebuie, e urgent să revenim. E urgent să revenim asupra acestei etape grele a istoriei. E urgent să înțelegem rasismul. Rasismul e bazat pe aceste fenomene istorice, pe sclavie, pe Holocaust. Rasismul din România este istoric. Nu este doar așa o antipatie, mai știu eu cum, față de niște emigranți, să zicem, care vin și pe care nu-i înțelegi cultural. Romii sunt aici de la începutul istoriei României, pentru că au fondat împreună cu alte grupuri etnice și cu românii, bineînțeles, toate acele românii nici nu existau mai târziu, adică ca și români, ca termen. Erau moldoveni, valahi, așa, Transilvania și așa mai departe. Deci toți aceștia care erau la rândul lor disipați, sunt fost și romii și alte grupuri etnice. Romii sunt fondatori, alături de majoritari și de alte grupuri etnice ai României moderne. Și atunci e cazul să discutăm despre istoria României și din perspectiva istoriei romilor. Pentru că înțelege rasismul, pentru că nu este un rasism, repet, față de niște străini, ci un rasism față de cineva din interior, care este fondator, cofondator cu tine a statului în care trăiești. Și atunci este cu atât mai grav, el trebuie luat cu rădăcinile, trebuie văzute rădăcinile. Care sunt rădăcinile? Ca să înțelegem. Numai înțelegând rădăcinile istorice ale acestui rasism din România, putem să-l combatem, să-l prevenim. Dacă nu-l înțelegem, nu putem să... Este inutil, trebuie definit de unde vine. Și de aici vine, din ignoranță. A cui responsabilitate este să informeze, să informeze societatea, să educe societatea românească în legătură cu asta? Că noi nu credem că este responsabilitatea comunității romani. Nici noi, nici eu nu cred, deși eu cred că există o responsabilitate și la noi, la romi. Nu toate organizațiile sunt preocupate de istorie, de studiu, de cercetare, de căutare, pentru că am fost preocupați să facem poduri, să angajăm romii, să reparăm case, adică am mers pe o intervenție din asta de urgență în comunități sărace și mergem încă pe asta și n-am avut timp, cum să spun, sau dorința sau cunoștințele să ne aplecăm atât de mult asupra istoriei, stimei de sine, altor probleme mai grele și poate am și greșit în acest lucru. Deci e și responsabilitatea mișcării romilor și a partidelor care sunt la putere, partida care este în Parlament, Partida Romilor, cât și noi, organizațiile civice, trebuie să facem mai mult, să promovăm măcar în rândul romilor și facem cât putem, cursuri, traininguri, întâlniri, coachinguri, cărți, facem ce putem, dar e puțin, că noi trăim din proiecte, trebuie să facem mai mult și mai mult și noi, dar responsabilitatea fundamentală totuși o are școala. Da. Școala însemnând școala publică, însemnând educația publică, sistemul de învățământ, Ministerul Educației și statul român în sine. Televiziunea publică, radio public, care sunt și aici codașe. Bineînțeles că nu sunt în halul în care sunt televiziunile private, care sunt la pământ în relația cu romii. Adică acum în pandemie au arătat cu adevărat care e relația cu romii, pentru că televiziunile comerciale, repet, nu cele publice așa au fost codașe în sensul că n-au zis nimic, dar televiziunile comerciale au promovat o imagine a romilor total negativă, groaznică, adică eram clanurile de țigani care veneam de afară, valorile, în ghilimele, spuneau, care veneau și răspândeau pe aici virusul, că nu respectau nimic, niciun fel de restricții, adică o ură. Am făcut petiții pe la Consiliul Național de Combatere a Discriminării, peste petiții, împotriva televiziunilor, luat televiziunile la rând, astea private, că astea comerciale, că toate erau la fel, discursul urii. Am luat politicienii la rând, foarte slab răspuns de la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, de multe ori sancțiuni, avertisment sau nimic. Alte ori, când a fost vreunul condamnat, a dat la judecată CNCD-ul, adică Consiliul Național de Combatere a Discriminării, și a câștigat. Adică avem un caz cu Vladimir Tismăneanu, e de la voi de acolo din America. Profesor, deștept, valoros,
tot ce vrei, evreu, deci fratele nostru de suferință, da? Omul pe Facebook, niște mizerii despre romi, cu ciori, cu chestii din astea, noi, petiție la CNCD, amendat, noi am cerut ca universitate, inclusiv universității, să-l sancționeze, a zis că nu poate, că nu se, că el și-a cerut scuze, mă rog, și după aceea a dat un judecată CNCD-ul și s-a ridicat amendă. Wow. În un caz concret, 100% poate fi verificat, am dat nume și prenume, pentru că e urmărit cazul, nu e zmon. Deci așa a mers. Dacă un om ca el, la valoarea lui, la nivelul lui, e rasist și după aceea își cere, să zicem, scuze, după ce am început noi cu petițiile, este iertat de Universitatea din Maryland, că acolo lucrează. Wow. Foarte ușor. Noi, universitatea noastră, nu este băgată în seamă când cere sancțiuni. CNCD-ul sancționează și apoi ridică sancțiunile pentru că a fost dat în judecată. Adică de aici încolo nu mai am ce să comentez. Deci asta e nivelul de sancționare a rasismului în România. E adevărat că există și o lege, eu nu zic nu. Există o lege recentă din 4 ianuarie 2021, iată, are deja aproape un an și aproape 2 ani. O lege de combatere, prevenire și combatere a antițiganismului. Nu-mi place titlul, termenul, dar se vrea rasism anti-rom, de fapt. Da. Legea e copiată după aia de antisemitism, că na, s-a potrivit sau nu prea uneori, dar e copiată așa. E bine că există, e bine că s-a adoptat în Parlament, mulțumim că s-a adoptat, mulțumim inițiatorului, a fost Partida Romilor, foarte bine, dar nu aplică nimeni. În 2 ani a fost un caz. Wow. Adică un procuror, un avocat, un cineva, un reclamant să reclame, pentru că e serioasă legea, adică față de legea discriminării, care e generală și slabă și nu duce nicăieri, asta era clar. Care insultă, rasist, țigan, zice țigan, zice cutare, face, drege, nu știu ce, pușcărie, 3 ani, cu amendă penală, deci... Dar nu se aplică. Nu se aplică deloc, adică jurisprudența este zero. Mie mi se pare îngrijorător că nici romii, iată aici e responsabilitatea noastră, nici noi romii, organizațiile, oamenii nu se sesizează, parchetul autosesizare nici atât, deci avocații, la revedere, deci au trecut aproape 2 ani. Deci păcat de lege, adică îmi vine să zic că de ce lumea râde de legea asta deja. Adică deja a devenit râs. Deci i-a copiat-o și ăștia după antisemitism, legea antisemitismului. Deci e rău, adică dacă nu există o jurisprudență la legea aceasta, deci apropo de rasism, deci asta e o lege bună, mie, eu sunt înnebunită, mie mi-a plăcut, m-am bucurat când a apărut, bravo, voi ceva, colegii de la partidă, bravo, vouă, ce minunat, ce nu știu, am contribuit și noi ONG-urile civice, dar odată ce nu se aplică nimic și nu avem un caz condamnat sau măcar judecat, ne pare rău, deci e România, adică facem legi din astea și e trist, adică nu, avem mult, de-aia zic, nu legislația, ci conștientizarea. Pentru că degeaba avem legi bune, hai să zicem că asta e una bună, încât dacă nu avem conștiința de care vorbești tu, Ștefania și Marius, conștientizarea, unde în spațiu public există conștiința că suntem rasiști în țara asta, că istoric suntem rasiști și că trebuie să combatem asta, că nu-i bine, nu există. Și atunci poți să facă mama legilor. Legile nu se vor aplica. Da. Nu se vor aplica. Școala e responsabilă. M-a întrebat cine e responsabil. Școala, de la grădiniță până la facultate, în primul rând. Mass media, că educă și ea, și mass media comercială, nu numai cea publică. Așa, ca responsabil, clar, societatea în general, dar în primul rând școala și mass media, învățământul și mass media, care sunt publice. Mă refer în primul la cele publice, pentru că au responsabilitatea cea mai mare. Și acolo trebuie să intervenim, în curicula școlară, în tot, în formarea cadrelor, în foarte multe. În învățământ e un rasism înfiorător. Deci profesorii sunt uneori, unii din profesori, că nu generalizez nici eu, sunt de un rasism visceral împotriva romilor. Da. Și asta e problema, din cauza că este un sistem de discriminare, este sistemic, este instituționalizat. Și nu este conștientizat, e responsabilitatea românilor albi care profită după acest sistem, pentru că ei nu suferă de rasism, ei nu sunt marginalizați, ei nu trăiesc în ghetouri, da? Ei, adică noi, suntem responsabili la fel de mult
ca să tragem oamenii ăștia care sunt în putere la răspundere, să facă ceva în legătură cu asta. Dar apoi auzim multe lucruri de genul că, a, lasă că uite că au încercat să-i integreze, dar ei nu vor să fie integrați. Ce nu e în regulă cu conceptul ăsta de integrare? Nu e în regulă pentru că oricum și noi evităm să-l folosim, mai folosim acum incluziune, dar și asta poate fi în neregulă. Da. Nu e în regulă pentru că nu este făcut în parteneriat cu beneficiarul, ca să spun așa. Adică, în primul rând, deci orice program faci de educație, de formare profesională, de angajare în muncă, orice formă de educație trebuie să plece de la stima de sine. Deci în momentul în care eu am un individ care aparține unui grup considerat în societate inferior și care el însuși se consideră a nu fi de succes și se consideră blestemat, deci până și asta, folclorul rom, că suntem blestemați, apar lucruri. Deci aceasta, în primul rând, trebuie dedicată conștiința etnică, stima de sine individuală și etnică a romilor. Prima dată te ocupi să vezi dacă ăla e om normal și o să vezi că nu e normal, că stă într-un stigmat, într-o stimă de sine prăbușită, într-o ură de sine. Folosesc cuvântul pe care Lessing îl folosea când vorbea de evrei și noi nu ne vine să credem noi romii că evrei sunt așa, că noi zicem că nu, că numai nu e... Dar iată că el spunea de evrei ca ură de sine și s-a dovedit în istorie că așa a fost. Noi romii avem ură de sine și astăzi. Deci există o ură de sine a romilor. Cei mai mari intelectuali și cei mai mari oameni de artă și de cultură rom nu-și asumă identitatea. Astăzi în România, și nu numai în România, dar mai ales în România. Deci asta dovedește clar că e vorba de ură de sine. Păi nu poți așa ceva. Deci trebuie să te rogi de personalități ca să-ți asume. Doctor, profesor, nu spun câți. Deci am cunoscut personal mulți, mulți, mulți și știu că este un fenomen. Și se vede asta și din recensământ. Adică în recensământ să vedem câți om e și acum, la recensământul actual. Dar până acum am fost 635.000. Și noi suntem după statisticile sociologice, nu zic imaginare ale noastre activiștilor, am fi măcar 1.500.000. Noi credem că suntem mult mai mulți, dar noi activiștii nu ne punem la socoteală. Punem criterii sociologice, științifice. Suntem 1.500.000, zic sociologii și institutul de sociologie și de calitatea vieții. Și dacă noi la recensământ ieșim 635, înseamnă că ieșim aproape o treime. Deci e clar că restul nu-și asumă identitatea. Despre ce vorbim? Deci prima dată te apuci de oamenii cu care lucrezi, de beneficiari. Cum lucrezi cu ei? Și după aceea abia zici de integrare. Și integrarea trebuie să fie una diferențiată, una specială pentru fiecare individ. Adică, apropo de treaba aia, că ce facem? Schimbăm ceva? Îmbrăcăm femeia în pantaloni ca să meargă mai bine pe tractor, cum era în, mă rog, au început femeile lupta lor. Fac o mică paranteză aici, foarte importantă, ca să mă înțelegeți ce înseamnă pentru mine integrare reală și incluziune, dacă vreți. Când a început mișcarea feministă, ca să poată obține drepturile egale cu bărbații, femeile au făcut primul gest, a fost să dorească să fie ca bărbații. Pantaloni, tăiat părul și, cum să zic, să fim mai masculine, să... A fost greșit. Atunci, pentru că au crezut că a fost greșit, pentru că au vrut să imite pe celălalt ca să obțină drepturile lui. În loc să facă invers, să zic că toată societatea trebuie să se adapteze la fusta mea lungă, la părul meu lung și tractorul să aibă ceva ca să nu-mi plic de o fusta acolo. Să mă pot duce pe tractor, nu punând un pantalon, ci fusta mea lungă. Faceți ceva la tractor? Eu sunt așa cum sunt. După aceea, pe parcurs, sigur că mișcarea feministă a mai evoluat, s-a schimbat și nu mai e imitatio masculinis, da? Dar la început așa a fost. Și noi romii și alte grupuri minoritare de diferite orientări sexuale sau etnice sau diverse încearcă prima dată să imite majoritarii pentru a putea să obțină drepturile lor. Așa fac și romii, se dau români, fac ca românii, se poartă, se îmbracă, trăiesc ca românii în speranța că vor fi acceptați, integrați și nu vor mai fi discriminați. Să constată că nu e așa, că cel puțin culoarea pe cei care îi ține culoarea deoparte, îi ține în continuare deoparte, iar cei care sunt albi la față devin români și până nu se află că sunt romi și poate că reușesc să nu se afle, atât rămân, români și nimic mai mult. Da. Și niciodată nu își doresc să-și mai asume identitatea și s-a terminat deci, de aici încolo. Da. O integrare reală nu înseamnă asta, înseamnă să vii cu specificul tău. Eu sunt așa cum sunt, nu doar cu culoarea mea, cu limba mea,
cu cultura mea, cu tradițiile, cu obiceiurile, cu valorile mele, adaptate, schimbate, modernizate, nu zice nimeni să ne apucăm să ne mărităm la 9 ani. Sunt împotrivă. Și la români era tradiția asta și la regi, apropo de regi. Da? Deci la toți era. S-au schimbat, s-au modernizat, s-au îmbunătățit. Și noi trebuie să facem asta. Ne luptăm să ne schimbăm, să ne modernizăm, să ne îmbunătățim. Dar alte valori, cum am spus, limba, alte elemente, portul tradițional, nu știu, simboluri, vrem să umblăm nu știu cum, da? Trebuie să fim, nu că acceptați în societate așa, ci cultivați așa. Pe mine mă deranjează termenul ăla indiferent, deci toată lumea egală, indiferent de apartenența etnică, de gen, de nu știu ce. N-aș spune indiferent, e greșit, încă din stat. Toată lumea egală, de acord, ținându-se cont de apartenența etnică, de gen, de nu știu ce, de nu știu ce. Nu indiferent. Problema cu indiferent este o chestie grea. Deci de aici pornește exact integrarea aia greșită, falsă. Nu indiferent. Nu trebuie să fii indiferent la etnia copilului, la genul copilului, la culoarea ochilor copilului, la ochelarii copilului, la orientarea lui, la orice. Nu. Nu indiferent. Ținându-se cont, ia. Cum ești tu? Ia să adaptăm noi societatea la tine, nu pe tine la societate. Deci despre asta e vorba. De aia refuzăm ideea de integrare și promovăm incluziune. Noi am numit-o etno-educațională. Chiar am scris și o carte, un studiu care se numește Incluziunea etno-educațională a romilor. L-avem și în engleză, acest studiu. L-am lansat în Kosovo, în Skopje, în Macedonia și în România în 2012. Și o să vedeți dacă vi-l trimit, dacă... Da, sigur, vă rugăm. Îl avem și în română și în engleză. Este despre cum să ne integrăm, deci incluziunea, așa se numește, etno-educațională. Adică prin educație și ținându-se cont de specificitatea noastră etnică. Cumva. Și am început cu grădinița, cu învățământul superior, cu învățământul informal, cu societatea, cu media. Adică aveți acolo diferite metode. Am lucrat cu specialiști în comunicare și în educație neromi, cât și romi, și am spus așa, imaginați-vă că sunteți într-o țară străină ca români, vreți să fiți acolo, să lucrați acolo, să câștigați bani mai buni, mai frumoși, dar vreți totodată copiii voștri să rămână români. Să aibă ceva legat de țara voastră, de identitatea voastră, nu neapărat de țară, cât de spirit. Și ce faceți? Ce cereți statului? Cum lucrați? Și pe emoția asta am reușit ca ei să spună da, cam asta am vrea, să fie la școală, să fie acolo, să fie acolo reprezentat, să avem centre culturale, să avem muzee. Adică au venit cu niște idei clare și bine cunoscute cum să existi integrat într-o societate, dar totodată respectat și recunoscut. Recunoscut. Deci ca minoritate națională, ca grup, ca absolut tot. Deci, și așa am ajuns la acest concept de incluziune etno-educațională, diferit de cel de integrare. Da, da, eu cred că acest cuvânt, dacă nu e folosit așa cum spui tu, este foarte dăunător, pentru că el perpetuează sistemul ăsta de oprimare a anumitor membri ai unei comunități și perpetuează dihotomia de victimă și opresor, da? Și nu dă voie unor persoane să depășească statutul ăsta de victimă și exact cum spune James Baldwin, mie îmi place foarte mult de ce scrie el, de ce aș vrea eu vreodată să fiu integrat într-o casă care arde? Adică sistemul e foarte dăunător și foarte bolnav în sine. De ce ar vrea oricine să fie integrat într-o comunitate în care majoritatea oamenilor nu conștientizează crimele pe care le-au făcut strămoșii lor și pe care le perpetuează chiar ei înșiși, da, în continuare. Da, corect. Da. Și să conștientizăm cu toții istoria noastră, greșelile, lucrurile bune, lucrurile mai puțin bune, să nu putem porni. Deci reconcilierea, ăsta e cuvântul de bază. Repararea, cum să spun, repararea istoriei se face prin a cunoaște. Deci nu ne putem... Pot să stau la masă cu urmașii foștilor mei stăpâni, eu fiind sclavul, da, dacă există o reconciliere, reconcilierea se poate face doar pe baza cunoașterii, pe baza informării, pe baza respectului reciproc, să aflăm. Să știm situația. După ce am aflat, stăm și ne reconciliem, că nu vrem să fie nimeni pedepsiți acum pentru greșelile strămoșilor, dar vrem să le cunoască.
și să le înțeleagă și să știe de unde vine ceea ce se întâmplă. Da. Și după ce înțelege și cunoaște și respectă aceste lucruri, stăm la masă și ne trăim reconciliere, apoi și inclusiune și absolut tot. Altfel nu. Rasismul se va perpetua, se va agrava. S-a și agravat. Deci cu pandemia rasismul s-a agravat. Deci am trăit conflicte interetnice și abuzuri ale poliției în comunități de romi în anul 2020, așa cum am trăit în 1993-94, imediat după evenimentul din 90, conflicte interetnice pe care mi le amintesc de atunci la Hădăreni, când s-a dat foc la case, la Bolintin, și acum la fel. Deci acum la fel. Deci în 2020 a fost exact anul în care s-a dat pe față încă o dată rasismul, care din păcate n-a dispărut după atâția ani. Deci după 90 s-a dat imediat pe față, că nu mai era frica de comunist, că n-aveai voie. Era așa o încercare așa de egalitate și atunci n-aveai voie să spui țigan, Partidul Comunist de-a voie, ceea ce e foarte frumos, bravo lui, eu sunt de stânga. Dar și noi. Când a fost adevărată stânga, asta a fost, ce a fost, nu știu ce, dar s-a încercat așa o imagine de stânga și atunci n-aveai voie. Deci după 90, când ai avut voie, pac, a revenit rasismul puternic, conflicte interetnice, cu abuzuri, poliția, nu știu ce, s-a mai diminuat pe parcurs. În 2007 iar a apărut puternic înainte de a intra România în Uniunea Europeană, chiar atunci, cu cazul Mailat. Cazul Mailat, care a fost un caz, un X, se pare că a omorât, dar se pare că n-a omorât o italiancă, țiganii au omorât italianca, țiganii să-i fie afădați afară din țară, mi-era frică să merg pe străzi în 2007. Deci cu cazul Mailat a fost iarăși o izbucnire a urii, scria pe pereți, ne-au scris moarte țiganilor pe ușa secției de romanii de la universitate, de la facultate. Scria pe străzi, ăștia sunt țiganii, și arăta niște romi îmbrăcați raționale, ăștia sunt românii. Și toți erau îmbrăcați în alb, de parte și că erau sfinți. Cum, de ce tot românii se îmbracă în alb? Adică niște absurdități din astea, absurde, deci niște chestii de nede... Deci ura a izbunit. Acum în 2020 cu pandemia, iarăși o situație de criză, de morți sanitară, de foarte multe nenorociri, iar ura de rasă, iar romii sunt vinovați, iar ei nu respectă regulile. Ia să-i batem noi în case și în cum s-a întâmplat. Au fost bătuți de poliție, a fost groaznic. Dar care a fost sursa? De unde a pornit tot? A pornit de la populație sau a pornit de la unii guvernanți care au încercat să dea vina, ca de obicei când ai de-a face cu o populație puțin educată și săracă, să dea vina pe un anumit grup? De la guvernanți și de la media. De la media, mai ales comercială, n-ar zice că cea publică a fost rezervată. Mă rog, TVR-ul și astea n-au îndrăznit așa. Dar cu media comercială a izbucnit discursul urii la maximum, invitau și politicieni români din diferite, și la putere și din opoziție, toți același glas să ia dracu de țigani, că vin și clanuri și nu știu ce. Și după aceea, sigur că da, poliția care a început să dea vina, adică poliția locală, autoritățile locale, primarii, deci nenorocire, deci a început această țapi spășitor, țiganii, ei trebuie să fie vinovați și de pandemia asta. Deci asta este. Și a făcut studii, nu vorbesc din burtă, s-a făcut studiu despre asta, a făcut Departamentul pentru Relații Interetnice al Guvernului României, s-a dovedit. Am mai făcut un studiu și Agenția Dezvoltare Comunitară împreună, asta e o organizație de rom, dar de guvernului. Deci au făcut oamenii studii și au văzut ura de rasă îngrozitoare care a căpătat forme noi și dezvoltate în pandemie în România. Ceea ce, și nu numai în România, aici pot să zic că în toată Europa țapul spășitor, bineînțeles că din nou, ceea ce s-a dovedit că n-am învățat nimic. În istorie. Dacă romii sunt din nou țapul ispășitor și în pandemie, când foarte mulți romi au murit și oameni de valoare, acum pot să zic și eu că și eu am suspiciuni că jumate din oamenii de valoare și de cultură ai Europei, romi, au murit și au fost îngropați în pungi, și am cel mai mare scriitor, oameni de muzică, numai din România. Acum pot să zic și eu, ia să încep să zic și eu, nu o să zic, dar că domnule, dacă au fost vizați romii. Dacă întotdeauna persoanele de culoare... Întotdeauna persoanele de culoare, într-o societate albă s-a dovedit că întotdeauna persoanele de culoare sunt cele mai vulnerabile când e vorba de pandemii și când e vorba despre... Pentru că sunt tratați rău la spital. Pentru la spital, oricum erai tratat rău și înainte,
Și acum Li se cu refuză ocazia asta e tratament. exploatat și mai rău. Și atunci, Da. marginalizat, nu i s-a dat ce trebuie, cu tare a murit mai repede decât ceilalți. Pur și simplu. Nu e o noutate, vorba lui Marius, e deja cercetat în toate războaie, pandemii, nenorociri, epidemii, nu știu ce, prima dată marginalii, negri, amărâții, prăpădiți, ăștia sunt primii luați. Omorât. Adică e clar pentru că sunt oricum în situație de vulnerabilitate. Da. Și atunci, la revedere, mor primii. Și nu e o coincidență că atâtea lucruri se intersectează în populația de culoare. Adică știm și asta spun și studiile, da? Cei mai săraci oameni sunt oamenii care sunt marginalizați, oamenii de culoare, cei mai bolnavi de depresie, de cancer, cei mai obezi, peste tot, în toate țările nordice și vestice există studii care arată lucrurile astea. Clar. Și chiar vreau să vorbim despre... Bine de rasism. E cauzat de rasism. Rasismul este firul roșu. Mm-hmm. Este rădăcina cu ramificații diverse în societate. Deci mm-hmm. este răul cel mai mare, rasismul. Și rasismul se manifestă în foarte multe feluri. Mm-hmm. Și e foarte rău. Cum este ceva și profund și uneori nu-l vezi. Este așa, nu-ți dai seama, adică este foarte, deci nici nu-ți dai seama că e rasism. Mm-hmm. El este. El da, este, despre adică... asta am, a fost și cercetarea mea pentru master despre albitate și despre cum albitatea este o normă care toată lumea ar trebui să ajungă la norma asta și dacă nu faci parte din marea de albitate în care notăm cu toții, tu nu contezi. Pentru că o să te radă. O să te marginalizeze întâi, da. O să te, și tu trebuie să te lupți singur, singur, și iară urci, exact. Și iar te dă înapoi. Adică este un efort triplu, de 10 ori mai mare. De, da. Deci, până și păpușile, deci până să apară exact. Supărarea islamului, că nu sunt Barbie din astea musulmance, și până la urmă au făcut niște Barbie musulmanci, așa și negrese și nu știu ce, înainte Barbie numai blonde, numai albe, numai, adică până și simplele păpuși. Deci norma este a ziua și noaptea. Deci e antropologic să fii bucuros ziua și supărat noaptea, să te sperii de întuneric, să te bucuri de lumină. Deci de aici încolo trebuie educație ca să înțelegem că nu e așa, că la oameni, oamenii bruneți nu înseamnă că se reprezintă noaptea, adică, da. Deci nu au nicio legătură cu noaptea, e doar culoarea lor, adică, deci ori îi asociem cu noaptea, cu întunericul, cu frica, cu ura, cu... îi asociem cu tot ce se poate rău. Și atunci, deci antropologic, trebuie să vii cu educația ca să-i disociezi de chestia asta. Deci trebuie da. O educație profundă, de la grădiniță. Noi mergeam în grădinițe și lucram cu copii așa. Cum e mai frumos să ai un buchet de flori sau o singură floare? Sau un buchet cu aceleași flori sau cu mai multe feluri de flori? Și copiii, păi vrem să avem și trandafir, unui plăcea crizantema, unui narcis. A, deci e mai frumos cu un buchet. Și da. Așa, de la grădiniță, ajungeam să îi formăm pe ideea de diversitate. Sau, ce-i mai bine într-o salată? Să ai numai roșii sau să și roșii și castraveți? Și învățam, păi, bine să fie toate. Și e bine să fie pasate, apropo de melting pot? Da. Sau e bine să fie bucățele, bucățele și cu liant, punem ulei de măsline și oțet și nu știu ce? Și, domnule, dacă sunt pasate, nu știm ce conține, nu-i prea bine așa, dacă conține ceva rău. Și aduceam pas cu pas pe copiii de grădiniță la ideea că nu-i bine să fie pasate, nu-i bine să fie melanj, e bine să fie împreună, în salată, cu liantul ăla, nu interculturalitatea, nu cu uleiul, cu oțetul, cu lămâia, cu nu știu ce, dar să se vadă, asta e roșie, asta e castravetă, asta e adem. Deci se poate face educație pentru diversitate și antirasistă de mic copil, de din la grădiniță. Da. Și în familie, nu mai zic, dar hai, școala e responsabilă. De la grădiniță se începe. Și se poate începe, nu este în dezideratul grădiniței din România treaba asta, cu totul altceva. Deci să învățăm matematică, chestii din astea, adică comunicare, diversitate, celălalt, diferență, nu. Deși scrie în curicula așa, știi, da? Dar nu, nu, oamenii nu, nu se... Asta e preocuparea principală în ziua de azi. Pentru că migrăm, emigrăm, trecem colo, mergem colo, trebuie să vedem oameni diversi. Eu pe studenții mei învăț și fac o iarăși o mică paranteză. Îi învăț să se bucure când vor veni extraterestri. Eu le zic, băi, acum e rasism aici, dar hai să ne imaginăm că s-a terminat și vine extraterestri. Și ăștia nu sunt cum îi vedem în filme, cu capul mare sau știu eu, cu ochii lungi, verzi, nu. Ăștia sunt poate un fum care intră prin pereți, nu sunt deloc antropomorfi. Și voi trebuie, ce reacție aveți voi?
Păi prima dată ne e frică, au zis toți studenții, și romi și români. Bine, bă, e frică, e normal să-ți fie frică, vine unul, citește gândurile, vine unul, trece prin pereți. Dar după ce ți-e frică, al doilea lucru ce faci? Iei bățul să-l bați, intri în conflict cu el, că dacă intri e posibil să pierzi, pentru că la cine știe cu ce tehnologie sub, dacă el citește și gândurile, păi află înainte să știi tu că vrei să ridici bățul la el, da? Deci, nu mai bine decât după frică, frica e primul, după frică să treci la, în loc la ură și conflict, la curiozitate, ia mă să învăț eu de la ăla, ia mă să fiu drăguț, să mă port frumos, ca să învăț, dacă învăț ceva nou, extraordinar, pe care eu nu-l știu, nu mai bine să trec la curiozitate, la învățare, decât la ură, că la ură ne omoară pe loc. Deci, și învăț așa, apropo de diversitate, nu la oameni, cu oamenii suntem toți la fel, de fapt, cu diferențe culturale, bineînțeles, în primul rând, astea sunt frumoase, că e diversitate culturală, dar antropologi și antropoși suntem la fel, și ADN și tot. Și învăț să vină când vine unul cu alt ADN. Adică și acolo trebuie să fim. Deci eu cred în civilizația extraterestre și cred că vom intra cândva, poate că chiar am și intrat în dialog. Dar decât ură și frică, în continuare cultivată și conflict, mai bine curiozitate. Curiozitate, asta e cuvântul de bază. Curiozitate, să învăț, să aflu, să știu, să mă informez, că sigur voi învăța ceva care îmi va folosi cândva. Dar să știți că dacă încă, eu cred că dacă încă n-au intrat în contact clar cu noi, adică dacă nu ni s-au arătat extratereștri, e și din cauza faptului că suntem rasiști. Poate, nu zic nu, adică e posibil. Deci oricum suntem rasiști cu între noi, între oameni, ceea ce e foarte grav. Și cred că o să începem să înțelegem cât de rasiști suntem abia când vor veni aceia care vor fi cu mult, chiar diferiți de noi. Adică diferiți fundamental, adică nu altă, cu totul altceva. Deci de-aia am zis, băi, ăștia o să treacă prin pere, nu o să fie așa cum vedem noi în filme, când mai vedem totuși antropomorfi, că imaginația a avut o limită. Dar nu vor fi atât de diferiți. Și atunci eu trebuie să învăț de la el. Deci, apropo de rasism, trebuie să învăț de la cel. Decât să-l urăsc, să ne batem, să ne omorâm, trebuie să învăț. Învățăm unii de la alții. Ce frumos, ce... Să învățăm mereu unii de la alții. Asta să fie cheia problemei. Eu mai am așa o viziune, vă mai zic și pe aia pe scurt și după aceea vă mai las să vă pune, mai îmi puneți câteva întrebări. Am o viziune așa frumoasă, așa, care îmi place mie, așa, să văd lumea cum ar fi lumea. Și eu văd așa o stradă așa lungă. Și ca exemplu ei iau religiile. Nu iau culturile, că e mai greu de gândit în cultură. Hai să gândim în radical. Religiile sunt radical diferite, nu? Da. Și pe strada aceea îmi imaginez că am avea o biserică catolică, una ortodoxă, un templu hindus, o moschee și multe alte cum să spun, lăcașe de cult din diferite culte din toate lumea. Și îmi imaginez o zi în care grupuri de oameni vin către aceste lăcașe de cult, din toate religiile posibile și imposibile. Oamenii vin, intră în lăcaș, se salută frumos și intră în lăcașele lor, își fac acolo slujbele lor, în limba lor, în cultura lor, în valorile lor, îmbrăcați cum vor ei. Și când ies de acolo, se pun la o masă. Și este o masă lungă, așa cât toată strada aia, cât toată lumea aceea. Și stau la masă și fiecare are mâncare poate diferită, că unii n-au voie porc, alții n-au voie vacă, alții n-au voie... Adică au posibilitatea de a mânca ceea ce, într-adevăr, cultural li se permite sau au ei tradițiile lor. Și discută și mai vorbesc, mai își traduc unul la altul, mai încearcă într-un esperando, mai nu știu ce. Și toată lumea este fericită. Asta este lumea pe care o văd eu. Și cu autonomie, deci culturală, adică văd să ai și propriul tău loc, în care în interiorul tău să te... dezvolți instituțional, cultural, dar să ai și comunicare cu toată lumea. Dar să fii și într-un dialog intercultural și într-un respect și cunoaștere reciprocă și schimb de informații, ce ai mai făcut, ce nu știu ce. Deci și mâncare împreună, așa, comensualitate în antropologie, ceva deosebit, respect, încredere, înseamnă mult. Și așa văd eu lumea, asta e lumea mea ideală. Deocamdată nu s-a constatat că există, decât în locuri mici. Și asta e o lume, într-adevăr, antirasistă. Așa o văd eu. Asta e lumea non-rasistă, dacă vrei. În care ne putem dezvolta și autonom, dar și împreună. Asta e integrare, de fapt. Asta e incluziune.
Foarte greu să urmez o întrebare după viziunea asta frumoasă. Păi Dar nu, că exact de la asta pleca următoarea întrebare, de la diversitate și de la dinamismul umanității și de la nuanțele pe care le avem fiecare, nu? Da, trebuie să le cultivăm. Eu cred că trebuie să le cultivăm pe toate. Eu cred că tocmai aici vine că multă lume crede că lupta împotriva rasismului înseamnă de fapt o amorfizare culturală, adică o asimilare, deci să eventual să se impună cineva, de exemplu Franța, hai să dau un exemplu negativ. Deci pentru mine Franța este un exemplu negativ. Pentru că Franța crede că lupta împotriva rasismului a rezolvat-o prin asimilare, prin a nu recunoaște minoritățile. Nu există minorități. Mă cert în permanență cu un student al meu care provine din Franța, un tip foarte deștept și ok, dar care nu ajungem la un numitor comun din cauza asta. Eu zic, măi, la noi toți suntem citoia, toți suntem egali, nu vrem minorități, tocmai pentru a nu discrimina, nu face rasism. Nu, domne, zic, greșiți. Nu este corect, nu este, e parțial adevărat. Veți fi egali, dar trebuie să recunoașteți și minoritățile. Au foarte multe minorități, au avut și colonii, despre ce vorbim. Cum adică să nu recunoști minoritățile și să zici că faci din asta o luptă antirasistă împotriva discriminării și o egalitate? Este o falsă egalitate. Și am demonstrat. În ce limbă învățați la școală? În franceză. Despre ce istorie învățați la școală? Istoria franceză. Dar avem foarte multe a ludovicilor, nu știu ce. Dar avem, zic tot ei, avem centre culturale de afro, de nu știu ce, de nu știu cum, unde plătim tot noi statul să se facă lucruri. Bravo, aici e bine că la noi în România mai puține centre culturale minoritare, mai mult numai pentru maghiari, că sunt ei la putere, dar pentru noi romii și alții puțin. Deci fac bine că plătesc culturile, dar le plătesc în afara sistemului oficial. Stai puțin. Păi am centre culturale minunate și afro și algeriene și marocane, ce vrei, foarte bine. Dar la școală învăț în franceză istoria doar a ludovicilor francezi. Și pe aia iei note. Da, și pe aia am o problemă. Adică este mainstream-ul versus underground-ul. Ce mișto ești, ce chic. Nu. Deci aici am o problemă. Problema este că de fapt ei nu recunosc minoritățile și de fapt nu este o diversitate reală, ci una, așa, la loazir, la entertainment, la partea de ce chic e să fii underground, ce chic e să fii la un centru afro în care să învăț nu știu ce. Dar școala e școală, istorie e istoria, cultura, adică la Parlament nu există reprezentați minoritățile pentru că nu au minorități. Deci aici e exemplul meu negativ. Nu! Lupta împotriva rasismului nu presupune asimilare, tocmai. Exact asta presupune cultivarea, dezvoltarea și, cum să zic, recunoașterea diversității. Pentru că altfel, cine își face iluzii că dacă suntem toți egali, egali cu cine? Sau față de cine? Sau cine e egalul? Albul? Deci dacă suntem ca albul, e ok, nu? Dacă nu suntem ca albul, nu mai e ok, nu? Trebuie să fim ca noi, într-o societate care să ne accepte și să ne, nu numai să ne accepte, să ne și cultive, să ne dea mijloace de cultivare oficiale pe noi, ca noi. Fiecare noi, chiar dacă noi înseamnă 1-2. Eu dacă am, nu știu, în școală, să zicem, un elev din Africa, dintr-un trip de Zulu, pentru că am cunoscut chiar comunitățile de Zulu, când am fost într-o conferință internațională împotriva rasismului în Durban, în 2001, am un Zulu din asta, trebuie să-i asigur să învețe limba lui la școală. Trebuie să-i asigur manuale, profesor, nu mă interesează, pentru unul, pentru doi. Deci asta înseamnă că trebuie să dai respect, nu că gata, l-am făcut majoritar și ce fericit, nu așa că ești fericit că ești majoritar, mulțumim. Nu, asta e rasism de dominare. O altă formă de rasism, nu-i de excludere, nu-i de exterminare, dar e de dominare. Și o formă de exterminare, un etnocid cultural. Ceea ce este tot o formă de rasism. Rasismul ăla subtil. Dar ce, eu sunt rasist? Dar dacă ești ca mine, te respect, te și iubesc. Dar dacă nu sunt ca tine, mă mai iubești, mă mai respecti? Eu vreau să fiu ca mine, nu ca tine. Și tu să mă respecti și să mă iubești în continuare. Deci să nu-mi cer să fiu ca tine ca să mă poți accepta. Asta este rasismul de dominare, e cu mult mai periculos. Pentru că, cum să zic, e subtil și nu-ți dai seama. Adică ăla de exterminare, de excludere, ăla pac, scavie, holocaust, te omor, te zăpăcesc. Nu, dar așa, nu e așa că vrei să fii de-al meu?
Deci ăsta e rasism. Nu e așa că vrei să, nu e așa că e bine ca noi? Da, în Franța problema e recunoscută. Sunt arondismente care de fapt sunt niște ghetouri în, da, în Paris. Asta e clar, adică politica asta nu a reușit. E da, clar. Și dar vreun exemplu pozitiv ai? Vreun exemplu pozitiv ai? Da, un exemplu pozitiv ar putea fi și România dacă s-ar respecta legile, pentru că mie îmi place că în România există 18 minorități, că minoritățile sunt recunoscute, că asta există și o lege a combaterii antițiganismului, rasismului antirom, că există chiar și, adică documente care nu există în colegia minorităților și asta ar trebui să existe, dar există documente legislative care, inclusiv legea educației, care susține drepturile minorităților culturale, lingvistice. Numai că în România e problema că nu se aplică. Nu se aplică. Un exemplu pozitiv, unde am văzut eu o țară așa multietnică, multiculturală, relaxată și să mă gândesc așa, deci nu mie. Hai să dau un exemplu. Mi-a plăcut cumva o țară mică, minusculă. Mi-a plăcut Macedonia. În Macedonia, la Skopje, și nu numai, că acolo am fost și lângă Skopje există și o comunitate de romi, există așa într-o țară mică, așa cu câteva milioane de oameni cu totul, totuși drepturile minorităților, recensământul în toate limbile, limba romanii ca limbă de recenzare, școlii limba romanii, dar și la noi sunt. Deci legislația e mai bună la noi, aplicarea e mai bună la ei. Deși legislația nu e așa grozavă și nici nu sunt membri ai Uniunii Europene, aspiră să fie. Deci așa ca exemplu, am dat și eu Macedonia și România împreună, dacă ar fi, ar ieși ceva bun. Împreună ca să se și aplice ceea ce se scrie în legi. Dar da, cam astea ar fi exemple pozitive. Să fie recunoscut și legislativ, să fie și aplicate legile diversității, să spunem, să vedem o relaxare așa față de diferit. Da, nu o acceptare, dar o relaxare, o bucurie. Chiar da, o bucurie, da. Nu prea sunt exemple multe în lumea asta, știu eu, poate n-am fost eu peste tot, în Canada n-am fost, aud că e o lume totuși destul de, și acolo, multicultural, are, mă rog, mai multe așa, dar bine, și cum e formată, ea istoric, altfel. Da, doar că primul ministru își vopsea fața în negru la petreceri, în rest totul e... Deci mai mult de butic. În Canada, știi? Adică... Da. Și din astea de butic, multiculturalisme de astea de butic. Eu așa, opusul rasismului nu este egalitatea. Opusul rasismului este echitatea, pentru că unul e mai jos și trebuie să-i pui scări să ajungă la celălalt. Exact. Și măsura afirmativă, etc. Deci echitatea și diversitatea sau multiculturalismul. Ăsta e opusul. Acestea sunt opusele rasismului. Egalitate ca opus la rasism? Nu. Că înseamnă un pat al lui Procust. Da, deci opusul rasismului este multiculturalismul și este echitatea. Astea două. Și ca să încheiem, că vorbim despre niște sisteme mari de putere, guvern, stat, cum putem noi ca noi majoritarii românii albi să ne arătăm solidaritatea față de lupta antirasistă? Cum ne putem alia? Cum e mai bine să ne apropiem de suferința oamenilor, după care de fapt profităm și am profitat istoric? Doar cu sinceritate, alăturându-vă și chiar uneori provocând mișcări antirasiste, la care poate noi, care nu suntem la rândul nostru în stare așa din cauza stigmatului, să ne ridicăm și să înțelegem problema noastră chiar a stigmatului. Deci poate chiar să deschideți lupta antirasistă neromii și să o porniți și să ne organizăm împreună. Să ne cunoașteți cu sinceritate, să facem împreună lucruri pentru așa, doar deci prin sinceritate, prin cunoaștere reciprocă, prin a lupta împreună pentru o cauză comună. Altfel nu avem cum. Și eu cred că există și rasism invers, și rasism în interiorul comunităților de romi, deci între grupuri, îngrozitor de mult și acolo. Deci eu nu nec că și la noi sunt probleme mari,
Deci trebuie combătute din toate părțile de oameni cu gândire progresistă, de oameni care vor altceva de la societate. Mm-hmm. Vor să fie altfel societate. Da, că până la urmă toți facem parte dintr-o societate, dintr-o comunitate și dacă o parte din comunitatea asta suferă, înseamnă că toți suferim. Adică dacă ne doare mâna, nu ne e bine la întregul corp, nu? Exact asta, apropo. Aici e indiferent. Dar aici putem spune indiferent. Toți suferim cât e rasism, chiar dacă nu ne dăm seama. Aici chiar este indiferent. Suferim în diferite feluri, dar suferim. Și deci combaterea rasismului, prevenirea lui, combaterea lui, este un deziderat al societății în care trăim multiculturale, multietnice. Așa e societatea acum, cu atât mai mult acum ca niciodată, cu emigrări și cu toate astea. Deci trebuie să combatem orice rămășiță. Din păcate sunt multe rămășițe de gândire retrogradă care separă omenirea în ideea de a o discrimina, iar omenirea poate fi diversă, trebuie să fie diversă și asta e frumusețea omenirii, dar asta nu trebuie să conducă la ură, la discriminare, la excludere, ci tocmai trebuie să conducă, cum am zis, la nevoia de cunoaștere, de dialog, curiozitatea, să fim curioși, ia mă, cum e acela, de ce e așa? Să fim curioși, să se cultive asta în școală, curiozitatea față de tot ce este diferit de mine. Eu mă bucur, în România mie mi-ar plăcea, de exemplu, eu sunt mult mai deschisă, de exemplu, minoritatea maghiară se opune, dar eu sunt de acord. Ca să fie recunoscute și minoritățile nou apărute, cea chineză, cea arabă, nu sunt recunoscute, pentru că mereu se spune că stai că noi suntem minoritățile istorice, mai ales maghiarii sunt foarte stricți cu asta. Eu am zis nu! De ce? Ce înseamnă istorice? Avem oameni, ăștia sunt de 10, 15, 20 de ani, tot mai mulți. Hai să recunoască și aceste minorități. Și toată lumea, toate grupurile și cuvântul minorități, poate nu chiar bun, poate e mai frumos ăla din perioada comunistă, națiuni conlocuitoare. Mie îmi plăcea mai mult că minorități presupune ceva mai mic, dar bine, mic ca număr, nu neapărat, dar uneori în anumite locuri minorități devin majorități și așa mai departe. Deci poate găsim un alt termen, deocamdată în dreptul internațional, ăsta e termenul, minorități naționale. Deci grupuri etnice, comunități, da, oameni, dialog, prietenie, frăție, antirasism. Crezi că viziunea de stânga este mai, cum să spun, are mai multe șanse în fața majorității pentru o scădere, dacă nu eliminare, a rasismului? Eu sunt subiectivă pentru că eu sunt de stânga, ce să vă zic. Da, bineînțeles că da, cu o singură mică observație, să nu fie una de asimilare, de amorfizare, cum a fost în perioada socialistă, că n-a fost comunism. A fost așa pe ideea, ei au mers ca în Franța, au zis, cum merge Franța azi. Egalitate înseamnă pentru unii nici să nu mai existe, gen rom. Pentru că maghiarii și germanii erau recunoscuți ca minorități și chiar erau cultivați, aveau edituri, învățământ, tot ce trebuie. Noi romii, că s-a putut, fiind mai mici, mai marginali, mai stigmatizați? Nu. Deci, da, stânga, dar o stângă care să includă ideea de diversitate. Și o stângă reală include, pentru că cosmopolitismul asta înseamnă. Comunist, însemna, dau un exemplu, Iugoslavia lui Tito, nu România lui Ceaușescu. Da, deci da. Iugoslavia lui Tito a însemnat o foarte mare cultivare a minorităților. Cărți, romi, limba romanii, literatură. Eu am început la literatură la romanii, eu predau mare parte a literaturii din Iugoslavia lui Tito. Deci acolo a început literatura romanii. Ba chiar și în Rusia lui Stalin la început, până nu și-a dat seama Stalin că sunt periculoase chestiile astea cu minoritățile. La început era de acord. Deci comunismul este cosmopolit prin definiție, este multietnic, multicultural, domne toți, și a devenit asimilaționist în anumite locuri. În România a fost asimilaționist, Ceaușescu a mers pe ideea de suntem români, suntem Ștefan cel Mare, să lăudăm burebista. Păi cum să provii tu din acel despot sau acei... Cum? Dar tu ești... Cum? N-ar fi trebuit. Deci a fost un comunism naționalist în România, exact, asemănător cu naționalismul socialist al lui Hitler. Deci n-a fost un comunism cosmopolit, multietnic, ca ăla altul, cum am dat exemplu al lui Tito. Deci noi știm, da, noi la literatură predăm asta. Adică noi datorăm existența literaturii romanii comunismului de tip multicultural din Iugoslavia. Pur și simplu, acolo a început marea literatură romanii.
și un pic în Rusia, dar acolo cel mai mult s-a dezvoltat. De ce? Pentru că acolo era viziunea asta, băi, hai să fim toți comuniști, asta era ideea, dar unii pot să spună asta în România, alții pot să spună în altă limbă, în sârbă, în croată, în mai știu eu ce. Deci așa au mers ei și asta ne-a ajutat pe noi să ne dezvoltăm. Deci, da, o viziune de stânga așa, multietnică, multiculturală. Da, oricum dreapta, despre dreapta ce vorbim? Dreapta este clar naționalistă, nu? Pentru asta e viziunea, suntem grupul nostru și atât, ne dezvoltăm prin noi înșine, deci nu avem ce să, acolo ce să cer, n-ai ce să cer, deci nu. Delia, îți mulțumim foarte, foarte mult pentru timpul tău și pentru ce ne-ai împărtășit. Și din toată inima. Pe cei care ne-au urmărit, îi rugăm frumos să ne dea un share, un like, un subscribe și așa mai departe. Sau și un hate, să... poate mie. Nu știu, foarte posibil. Așa. Și sper să ne mai întâlnim și sper să facem cunoștință și cu poeziile tale odată. Vă spun și eu, Edevlesa, în România, la revedere se spune cu Dumnezeu. Iată ce credincioasă e cultura română. Edevlesa, devel înseamnă Dumnezeu. Devlesa înseamnă la revedere, dar și rămâneți cu Dumnezeu, acea Edevlesa. Și s-a stimos ai baht, adică sănătate și noroc. Cele mai mulțumim! Mulțumim frumos! Înainte să spunem la revedere, vreau să te întreb niște lucruri. Cum pot să învăț și eu limba românii de aici, din America? Poate, prin materiale. Da. Avem și ghid de conversație, și manuale, și dicționare, și, nu știu, e-book-uri dacă sunt, poate în alte părți. Noi avem totul scris, așa. Îți pot trimite, putem să comunicăm, sigur că da, se poate. O să scriu despre asta și să-ți mai scriu și despre evenimente. Sper să poată deveni studenți la noi, la România, și studenți de țări, pentru că vreau să mă lupt să se facă o secție online, să vedem dacă reușesc. E foarte mare închistare la noi în universitate, au niște viziuni închistate, dar eu totuși mă voi lupta, pentru că am foarte mulți oameni care vor să vină. E singura secție din lume și e păcat să n-o deschidem. Oricum noi ajutăm multă lume să învețe limba, dar așa am putea și instituțional. Deci vor exista dezvoltări în acest sens. Oh, ar fi foarte, foarte bine, că așa pot să vin și eu pe Zoom. Da, absolut. Eu o să scriu și despre evenimentul ăsta despre care ți-am zis, poate poți să ni te alături cu poezie. Da. Suntem prezenți în orice, cu mult drag. Mulțumim. Când facem lansarea Muzeului Virtual al Culturii Romilor, și bineînțeles va fi și o prezență virtuală, pentru că dacă e virtual muzeu, pot veni oameni și virtual, vom face un live stream, ceva. Și când o să fie asta? Acum în toamnă? Să fie pe 5 noiembrie, de ziua UNESCO a Limbii Romani. Ok. Da, sper da. Să reușesc. Să fie chiar acum. Mulțumim o dată. Da. Și eu. Edevlesa. Bahta e s-a schimbat. Edevlesa. Noapte bună. Noapte bună, la știrea. Pa, pa. Pa, pa.